Slăviți să fie Domnul! Amin! S-a petrecut în vechea capitală, la curtea unui împărat vestit, ce stăpânea popoarele cu fală, un caz interesant deosebit. Nu este vorba despre Valea Dura și nici de lei regelui persan. De Mardoheu vorbește Scriptura și ne-l prezintă în luptă cu Haman. Dar până nu se dea până poemul, să facem cu eroi cunoștința și să cunoaștem care e sistemul în bătălia câștigată prin credință. Haman era întâi asomitate, era întâiul după împărat, căpetenie mai presus de toate, un fel de prim-ministru la palat. Era o mare, însă și mândria îl stăpânea în mod deosebit, de parcă lui era împărăția, atât era de rău și închipuit. Avea pretenții ca la rugăciune, toți slujitorii marelui palat, să-i se plece toți cu închinăciune și să-l salute în mod zeificat. Și îl salutară slugile smerite, de fiecare dată ca pe un zeu. Dar într-o zi, la porțile vopsite, se întâlni Haman cu Mardoheu. Și Mardoheu îi spune, salutare, dar fără plecăciune până jos. El a rămas în față, în picioare, că cel era iudeu și credincios. El cunoștea cuvântul vremurilor grele, când Dumnezeul lui Moise i-a vorbit, să nu te închin la oameni, Izraele, căci eu sunt Domnul, eu te-am izbăvit. Și îl urmări de fiecare dată strălucitorul fiu de la palat, pe cel ce sta la poarta depărtată și niciodată nu i s-a închinat. Din ce popor se trage această slugă? Haman e plin de o aprigă mânie. Ar vrea tot neamul, tot să îl distrugă, ca să-și răzbune marea lui mândrie. Izraelit, din țara depărtată, i-au spus argații despre Mardoheu. El nu se închină ție niciodată, căci el e credinciosul lui Dumnezeu. Izraelit, ei bine o să vadă, am să le șterg din țară pomenirea. Deslănțuindu-se precum e o cascadă, de-abia putut să-și țină stăpânirea. Și la împărat s-a dus în audiență, o clipă n-a mai stat să zăbovească. Se ceară deci cu multă insistență ca pe iudei pe toți să-i nimicească. Și nu era o mare greutate ca să obțină dezideratul, căci doar era ministru la palate și mai era și prieten cu împăratul. Dorința lui a fost pecetluită. Pentru iudei, porunca e decretată. Și luna e, și ziua stabilită, să-i fie deci mândria răzbunată. Să piară deci un neam, o națiune, că e dorința unui om smintit, ce și-a ieșit din simț, din rațiune, și până la nebunie s-a împietrit, alergătorii fug și dau de știre, din Susa până la ultima colină, vestind iudeilor nenorocirea că vor pieri în țara cea străină. Dar Mardoheu și neamul lui cel mare nu sunt păgâni, ei au un Dumnezeu ce a purtat pe arei plutitoare și au biruit oricât a fost de greu. Lăsa va el acum israeliții să fie înviși de o aprigă mânie? Cu noi e Domnul, strigă mântuiții. Cu noi e Dumnezeu din veșnicie. Nu-i prea târziu iudeii să postească și să se îmbrace în sac și în cenușă, căci poate Domnul în mila lui cerească le va deschide a scăpării ușă. Și s-au unit în post și stăruință cei osândiți la moarte prin sigile. Chiar și Estera, plină de credință, împărăteasa a postit 3 zile. Împărăteasa numai una știe. Estera e și ea dintre iudei. Căci Dumnezeu la tronul de domnie o înălțase tocmai pentru ei. Și bătălia a început să crească. Haman a pregătit spânzurătoarea. Pe Mardoheu așa să-l pedepsească, așa să-și manifeste răzbunarea. Un înger însă e trimis de Domnul în Babilon în noaptea înstelată, l-a împărat să-i îndeparte somnul, să-i fie o faptă veche dezgropată. Și copleșit de aceeași insomnie, ca să-și petreacă noaptea mai ușor, el porunci la cronicar să vie cu sunul cărții amintirilor. Și mi-a adus o carte prăfuită. De ce pe aceasta? Mă întrebam și eu. Aceasta este cartea potrivită, că ne-a scris și despre Mardoheu. De Mardoheu? În cartea împărătească? Da, fiindcă el știuse de-a lor plan.
De famenii ce au vrut să-l nimicească pe împăratul lor babilonian. Și atunci împăratul cu uimire pe slujitorul lui l-a întrebat: acest erou primi vreo răsplătire sau a rămas așa neobservat? Din câte știu, nimica, niciodată. Cum? Nu se poate. Vreau să-l răsplătesc lui Mardoheu, eu vreau să-i dau răsplată, că-și datorită lui eu mai trăiesc. Și zorile se varsă în grădină. Haman pe scări se urcă în cetinel, iar împăratul așteptă să vină, că avea o taină de vorbi cu el. Hamane, uite, am o întrebare. Și spune-mi tu, cum crezi că se cuvine? Când vrei să dai la cineva onoare, cum să-l îmbraci și să-l cinstești mai bine? Eu am uitat, clar, am o datorie, noaptea aceasta am descoperit pe cineva ce-mi făcuse mie un bine și n-a fost răsplătit. Pe cine oare vrea să răsplătească? Haman crezu că el e decoratul. Există altul să mă lucrească, să fie mai iubit de împăratul, ca să-l întreb eu cine-i favoritul, aceasta este nepoliticos. Dar dacă pentru mine e onorul, atunci voi fi nespus de pretențios. Voi cere ca să fiu încoronat și să mă îmbrace în falnic ai mântie, pe calul lui să fiu încălecat și toată cinstea să-mi o deie, căci tocmai asta mă așteptam nespus, să fiu asemenea lui în strălucire și iată zeii ceasul mi-a adus să fiu cinstit cu această răsplătire. Deci te-ai gândit, Hamane, ce să-mi spui? Da, împărate, eu cred că așa e bine. Pe onorat, pe calul tău să-l pui și să-l cinstească toți ca și pe tine, să nu lipsească mantia, nici brâu și nici coroana țării, maestate, iar cineva la care să ție frâul și în fața lui să strige prin cetate. Așa se cade acestui om pe care împăratul a așezat să steie lângă sine și a cerut în amănunte sfatul. Ideea aceasta îmi pare magistrală. Știi, este vorba despre Mardoheu. Am să-l îmbrac în haina mea de gală să fie el o zi în locul meu. Iar tu, tu să faci precum ai spus în toate. Și să nu lași nimic neîmplinit, să-l plimb de frâu cu calul prin cetate, să știe toți că eu l-am răsplătit. Îngrozitor! Chiar eu să-l plimb dușmanul, doar eu cu alte gânduri am venit. Dar cum să spună nu la suveranul că s-ar putea să fie pedepsit? Ce să mai facă? El ceru sentința și nu mai poate ca să dea înapoi. În bătălie biruie credința și iată-i prin cetate pe amândoi. Haman pe jos, iar Mardoheu călare. Cum se învârtise acul la balanță? Portarul e în cinste și onoare, iar capitanul este slugă și smerit. Haman e slugă, Mardoheu e soare. Hei, rob netrebnic, strigă deslușit, să știi azi mulțimea aceasta mare, că Dumnezeul nostru te-a smerit. În capitala sus ai paradă, pe alei și bulevard au ieșit, mulțimile pe Mardoheu să-l vadă și pe Haman atât de necăjit. Haman se încruntă, Mardoheu zâmbește, căci Dumnezeu a șters a lui o cară. La împărat Estera mijlocește pentru iudeii condamnați din țară. Haman, să știi, ne-a condamnat la moarte, pe mine și pe al meu popor smerit. Împărăteasa cu aer aparte, pe împărat grozav l-a zguduit. Și unul dintre oameni a strigat, ca să-l audă toți din jurul lui: Haman, la el acasă a ridicat spânzurătoarea pentru Mardoheu. Atunci el să fie spânzurat pentru tot răul ce l-a uneltit. De după poruncă marele împărat, iar slujitorii lui au împlinit și coborâ în pulbere mândria, iar cel smerit de Domnul înălțat. Așa se terminase bătălia acelor doi bărbați de la palat. Și acum învață, frate, umilința, că nu e bine mândru să te dai, căci omul mândru râde pocăința, dar pe smerit i-ar duce sus în rai. Haman simbolizează heruvimul, ce-a vrut să fie ca și Dumnezeu. Iisus Hristos e după Tatăl primul, dar s-a smerit, așa ca Mardoheu. Iisus ne arată lemnul suferinței și un alt Haman ce i l-a pregătit, dar după aceea e slava biruinței și fericirea fără de sfârșit. Fii credincios chiar dacă ești portarul, sau poate ești în ceva și mai greu. La cei smeriți li se acordă harul. Voi, frații mei, fiți frați cu Mardoheu. Amin. Dar încă ceva se mai cere. Și de la voi, surori, ce mă ascultați.
în lupta voastră, pe ce voi, pe stele și pentru cerul slavei să luptați. Amin. 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 Glorie ție. Dacă omul din afară trece, nu ne înspăimântă, căci în omul din lăuntru noi purtăm nădejdea sfântă. Este adevărat căci omul ca și frunza vestejește, cât ar fi de fin și fraged, orice om îmbătrânește. Omul este ca și ceasul care merge automat, însă nu după multă vreme vezi că toate s-au schimbat. Nu de mult treceai pe stradă, erai tânăr și frumos, ca un arbore cu ramuri, ca un falnic iparos. Dar la timpul oreată și a vremurilor tărie și-a lăsat pe chimp amprenta și culoarea argintie. Unde-s dinții de vedetă? Unde-i părul de artist? Unde-i chipul plin de farmec și de zâmbet optimist? El era o domnișoară suplă ca o rândunică, iar acum când bagi de seamă, vezi o biată bătrânică. Și ți-e frică și rușine și să-i spui că-i moș sau babă. Dar îmbătrânirea vine, vrei nu vrei, ea nu te întreabă. Mai încearcă mulți și multe după cum îi poartă firea, cu vopsele, cu podoabe, să-și ascundă îmbătrânirea, însă orice câtă fardă pui pe chipul ruginit, n-ai să poți ascunde totul, să arăți întinerit. Trădătorii fără milă spun la oameni adevărul, ridurile de pe față, vocea răgușită, părul, ochii care văd iluzii și auzul asurzit și spinarea plecată de sărman îmbătrânit, mersul cu încetinirea, respirația opacă, nu mai ține bietul minte, căci memoria e săracă. Semnele îmbătrânirii se arată din profil, și din față, și din spate, și din mintea de copil. Ochelarii sunt pe frunte, dar îl caută după ei. Își mai ceartă și soția, unde-s ochelarii mei? Și zâmbiră împreună. Bătrânețea ne-a cuprins, milioane de celule au murit și ni s-au stins. Mai avem pe jumătate sau un sfert din OZN. Drumul nostru ni se gată, în sicrie ni se încheie. Bătrânețea e ciudată, e cintită, e greoaie, omul de-abia se mișcă ca și melcul după ploaie. Boli de diferite grade și cu denumiri înalte, sinuzite, cardiace, leucemii și atâtea alte. De la cap și până la glezne un adevărat complex. Boli de nervi și boli de sânge, boli cu diferitele flex. Un vulcan cu lavă plină este omul muritor, care pe pământ se sparge ca un uriaș cuptor. Vezi erupții de celule care lasă în suflet golul, corpul se epuizează căci a îmbătrânit subsolul. Caută bieții oameni trudnic, elixirul întineririi, ca să învingă, să stopeze forțele îmbătrânirii. Sute de experți încearcă teze de laborator, ca să readucă omul pe un câmp nemuritor. Însă nicio reușită, căci păcatul germinează, moartea care în trup pătrunde zi de zi înaintează. Pavel cunoștea secretul, de aceea el ne-a spus, ca să ne noim în omul din lăuntru prin Iisus. Frumusețea se destramă până cel din urmă fir, duhul zboară, iar țărâna se topește în cimitir. De la începutul lumii legea a perpetuat, dar nădejdea noastră este Mesia cel înviat. Dumnezeu învie morții dovedit prin Duhul Sfânt, El va porunci să vină trupuri care nu mai sunt. Ne vom reprimi ființa, trupul fără zbârcituri, elixirul nemuririi e cuvântul din Scripturi. Dumnezeu îmbracă crinii cu petale, cu miros, tot la fel și noi purtavom chipul lui Iisus Hristos și vom sta în veșnicia veșniciei fericiți, unde nu-i păcat, nici moarte și nici oameni chinuiți, având trupuri transformate, îmbrăcate în rubini, ca și porcile cetății construite de rubini, atingând în alta treaptă cul le civilizații, unde frații toți trăivor în iubire, toți ca frații, în deplină armonie, plin de dragoste și cânt, binecuvântând pe Tatăl, pe Iisus, pe Duhul Sfânt,
De aceea noi creștinii suntem mulțumiți cu starea, căci răsplata noastră este slava, binecuvântarea. De aceea noi nu punem nici perucă, nici inele, căci Iisus Mântuitorul ne va da cu nun de stele. De aceea noi nu plângem trupul care e descompus, căci Părintele cel veșnic ne învie prin Iisus. Spargem bucăți oglinda cu o sânda ei nedreaptă și privește în Scriptură slava care te așteaptă. Unge-ți cercănita față cu cereasca alifie ca să fii frumos în Domnul, plin de sfântă veselie. Pune cipodoabe rare, pietre scumpe și curate, fapte bune, umilință, dragoste și bunătate, ca să-ți poată spune Domnul: prea iubită, prea iubit, prin viața ta în toate Dumnezeu s-a proslăvit. Frumusețea lumii trece ca și vântul prin grădini, care în urma lui desparte flori de tei și flori de crin. Unde-s marele vedete, cântăreții sau actorii, sau savanții cu renume, sau vestiții luptătorii? Unde-i vremea umilită ca și lumea cea căzută, care au căzut în luptă cu puternica ispită? Să privim atunci spre lumea aceasta care e trecătoare, să mai satisfacem corpul cu dorințele-i murdare. Omul din afară trece, el se duce în mormânt, până în ziua învierii el rămâne în pământ. Dacă omul din afară trece, prea puțin ne pasă, știm că Domnul ne așteaptă sus, în patria frumoasă. Amin. S-au dus cei 2000 de ani și mulți din frați s-au dus și ei. Și iată-ne că noi urmașii ajunsam în mileniul 3. S-au dus acele 2 zile pe care le-a vestit Iisus și a mai rămas doar ziua 3-a să se împlinească tot ce a spus. Așa a spus Iisus odată când era în trupul omenesc: eu am de lucru azi și mâine, însă a treia zi sosesc. Deci 2 zile pentru el sunt 2000, un timp vestit. Și acum mileniul acesta 3 ne apropie de un sfârșit. Noi putem crede ce om vrea, dar timpul Domnul stăpânește și Duhul Sfânt celor ce-L au aceasta astăzi prevestește. Se apropie clipa finală, lucrarea este spre sfârșit, iar locul pentru o altă viață Iisus deja l-a pregătit. Eu n-am ce să vă spun acum decât ce am primit de sus, și conținutul e acesta: iubiții mei, vine Iisus! Voi, frații mei striviți de cruce, purtați mereu din val în val, corabia vieții noastre se apropie de acum de mal. Ne apropiem de acum de țărmul ce mulți din noi l-am așteptat. Ne apropiem de veșnicia celui ce ne-a răscumpărat. Ne apropiem, Duhul anunță pe toți acei ce priveghează. Simțim cum sfinții de prin vremuri se adună, se încolonează. Simțim cum Duhul Sfânt trimisul își pregătește porumbița ca în ziua când va începe nunta să-i poată împlini dorința. S-a dat deja de mult semnalul intrării în mileniul 3. Încep surprizele să apară și în colonarea, dragii mei. Chiar dacă vine întâi durerea, chiar dacă vine întâi amarul, chiar dacă vine întâi Golgota și trebuie urcat calvarul, chiar dacă vin și o să vină, ele acum se pregătesc, dar într-o zi s-a dat semnalul și toate rând pe rând pornesc. O să apară Anticristul
și alte ordini mondiale, se instalează semnul fiarei și toate ne vor sta în cale. Satan va căuta să curme nădejdea sfinților curând și va începe vijelia și vom intra și noi la rând. Nu vor fi numai zile bune, nu aici e noul paradis, căci la sfârșitul cărții sfinte există un apocalips și nu e pus acolo în carte așa ca noi să locolim. El spune cum va fi sfârșitul și cum astăzi să ne pocăim. Dacă suntem azi aici, iubiții mei, e un mare har. Hai să ne întărim în Domnul, că vin zile de amar. Hai să ne umplem astăzi vasul cu un de lemnul sfânt de sus și dacă o fi să vină noaptea, să fim lumini pentru Iisus. Să fim făclii ce sparge bezna, să fim fecioare ce veghează, să fim mireasa care așteaptă și în așteptare priveghează. Că atât ne-a mai răsmas din noapte pentru acei ce sunt mireasă. Să vină cel ce a spus că vine și să ne ducă el acasă. Că nu-i ușoară așteptarea când nopțile se tot lungesc și atâți dușmani tâlhari de sânge de jefuit se pregătesc. O, nu-i ușoară așteptarea și pribegia pe pământ și nici nu am avea izbândă de n-am avea pe Duhul Sfânt, de n-ar fi El ca să aprindă a dragostei valorii noi, de n-ar fi El putere sfântă ce dă puteri la lucrători, de n-ar fi El să ne hrănească cu alimentul sfânt de sus, nu aș avea nici eu, nici alții, nimica consistent de spus. Dar slavă lui Iisus, mărire și slavă Duhului cel Sfânt, căci El este tăria noastră și mană sfântă pe pământ. Amin. Să fim sare. Fie drumul cât de greu, fie lupta cât de mare, Domnul ne-a chemat să fim în această lume sare. Dumnezeul nostru veșnic, Dumnezeul îndurării, ne-a zis, arătați la oameni pocăința, gustul sării. Pocăință, fapte sfinte, o viață fără pată, chiar și vorba să ne fie de cuvântul sfânt sărată. Să fim în bucate sare, să dăm gustul bun mâncării, să găsească cei ce caută masa binecuvântării. Printre zeci de comparații ilustrate, pilduiri, în Scriptura Sfântă sarea are aceleași oglindiri. Noi suntem în lume sare, dar de când am devenit? Întrebarea ce se pune nu e greu de tâlcuit. De când ne-am întors la Domnul, de când noi ne-am botezat cu credință și iubire, Domnul suflet ne-a sărat. Iată-ne făpturi ciudate, transformate în stâlpi de sare. Asta e însă calitatea cea mai sfântă, cea mai mare, roada care Cartea Sfântă o numește înfrânare, să te lupți cu tine însuți și să învingi înseamnă sare. Îmbrăcați-vă de asemeni inima cu îndurare, calitatea bunătății, să știți, fraților, e sare. Pe această cale sfântă trebuie să avem răbdare,
Iată altă calitate care se numește sare. Sare și în îmbrăcăminte, după gustul creștinesc, fără pantaloni femeia, fără tunsul bărbătesc, fără aur și podoabe, fără haine scumpe, fine, ci smerite și sărate ca femeile creștine. Fraților, în toate sare, în purtare, în cuvânt, cine predică să fie însoțit de Duhul Sfânt. Dacă nu-i de sus izvorul, masa binecuvântată, dacă facem noi programul, ea rămâne nesărată. Pot să fie cât de multe și cântări și poezioare, dacă nu se simte harul, nu e bine, nu e sare. Pot să cânte cât de multe și orchestre și fanfare, dacă nu se întorc la Domnul, cei ce ascultă, nu e sare. Și Adam, lipsit de slavă, după negrul lui păcat, frunze lungi și frunze late le-a cusut și le-a îmbrăcat. Saria care își pierde gustul e călcată în picioare, sau, mai bine zis, creștinul, fără pocăință, moare. Oameni fără de esență, biruiți de-a lor păcate, slujba ce-ar mai vrea să o facă este fără greutate. Ei încearcă, se ridică în numele lui Iisus, dar degeaba, saria sfântă, pocăința lor s-a dus. Lumea care îi cunoaște râde batjocoritor de cântarea, poezia sau de predicile lor. Asta e cea mai neplăcută, cea mai nedorită stare, să fi sare lepădată și călcată în picioare. După ce ai purtat în spate porți de fier și porți de aramă, duelând cu duhuri negre, să fii gol și plin de teamă. Fiu risipitor sau sare, care ți-ai pierdut tăria, dacă vrei să vii acasă, leapădă-ți complet mândria. Lumea e un nor de ape, tulburate și amare, vindecarea lor se face dacă pui în ele sare. Știți Elima, vrăjitorul, om din lume, fiere amară, lumea fără pocăință e păgână și murdară. Lumea fără pocăință e departe de Scriptură. Ei se roagă, au credință, dar și blastămă și înjură. Vorbe multe, vorbe goale, vorbe care nu sărate. Ah, și câtă viclenie, și blestemuri, și păcate. Pentru ei Iisus ne cheamă să fim pildă, să fim sare, ei văzând în noi pe Domnul să se întoarcă din pierzare. Pentru ei și Lot sărmanul sufletul și-l chinuiește, ca să stea în Sodoma Dumnezeu îngăduiește. Pentru ei bătrânul Noe a fost pildă și a fost sare. Fraților, sfârșitul vine, însă nu i-au dat crezare. Dariu nu-i găsește vină, Daniel, ce om ales, prin credință el învinge al păgânilor proces. Pentru toți Pilat rostește, nu găsesc în el o vină, căci Iisus Mântuitorul a fost sare și lumină.
Oameni răstigniți pe cruce, aruncați de vii la fiare, oameni care pentru alții au fost pildă și au fost sare. Nu aș vrea să înțelegeți adevărul încălcit. Nu erau sălbatici sfinții, lumea nu i-a suferit. Lumea și stăpânitorul veacului întunecos este supărat de moarte pe urmașii lui Hristos. Fraților, Iisus ne cheamă la războiul stelelor, nu cu arme nucleare, ci cu duhuri din popor, cu stăpânitorii de triburi, îngeri fără adorare, care duc război de moarte cu întreaga adunare. Îmbrăcați în piei de capră, mai găsești și astăzi, frați, tot prin peșteri, dar mai fine, mai prin dosuri camuflați. Vin în haină transparentă, biete chipuri la închinat, ca să fie în pas cu lumea și cu viacul lepădat. Vin copiii cu mustață și cu plete. Ce să spui? Îngerul căzut se luptă ca să facem voia lui. Ah, și câtă murdărie, câtă bârfă, răutate, numai dreapta judecată le va arăta pe toate. Dar cu toate acestea, Domnul ne-a chemat pe fiecare să luptăm lupta cea bună și să fim în lume sare. Căci în lupta aceasta mare, împotriva celui rău, noi învingem prin credință în Iisus și Dumnezeu. Iar în urma biruinței, după luptele purtate, cu Iisus Mântuitorul vom sta în eternitate. Până în ziua, până în ceasul, până în clipa aceea mare, Doamne, dă-ne ajutorul ca să fim în lume sare. Amin.